Sunt femei ce au schimbat destine într-o lume în care ele stăteau în umbra bărbaților. Au devenit celebre prin acțiunile și viața lor în secolele 19-20 și continuă să fie și astăzi modele și surse de inspirație. Despre femei celebre și puternice discutăm astăzi cu Anita Sterea, doctor în istorie și lector în cadrul Fundației Calea Victoriei. Bun venit, Anita! Mulțumesc de invitație și vă urez o primăvară frumoasă într-o lună a femeii și fiind atât de mult înconjurate de femei zilele astea, din păcate, nu întotdeauna într-o notă pozitivă. Așa să fie, să avem o primăvară frumoasă și tihnită, pe cât se poate. Este un subiect foarte frumos și mă bucur că putem să ne amintim împreună despre cele care, iată, uite așa, au schimbat destine, au întors istoria, au stat acolo în umbra bărbaților, dar au știut ce fac. Da, asta spun tot timpul la curs, că cele care ne devin repere, mai ales în secolul XIX, au fost susținute de niște bărbați. Adică, cred că asta a făcut și mai ușoară implicarea lor și dorința de a-și duce proiectele la capăt, pentru că fie vorbim de un soț, de un tată, de un văr, de un unchi, de un prieten, care a crezut în visul lor, le-a susținut și le-a făcut să aducă acele schimbări în lume de care noi astăzi ne bucurăm și le luăm de multe ori ca fiind sigure și ca fiind ale noastre dintotdeauna. Nu au fost așa întotdeauna. Noi le-am împărțit așa în trei categorii. Vorbim de cele care aveau, bineînțeles, sânge regal, da, vorbim de cele care au activat în domenii tehnice și vorbim de cele care au multe, bineînțeles, realizări în domeniul cultural. Hai să începem așa, ca la carte, știi? Cu cele care au sânge albastru, să începem să vorbim așa, să dăm câteva exemple. Da, ele sunt poate cele care produc schimbarea cel mai ușor. Se află în poziții de conducere și aici putem să ne gândim la regina Elisabeta, regina Maria, la Marta Bibescu, deci cele care au legături cu familii aristocrate, care cresc într-un mediu în care educația este importantă, în care sunt implicate de multe ori în luarea deciziilor, care au la rândul lor mame sau bunici, dacă ne gândim la regina Maria ca modele, deci am zis dacă ne gândim la regina Maria, pentru că bunica ei era regina Victoria, exact. Una din cele mai iubite și mai importante personaje feminine de secol XIX din lumea largă, nu doar din Regatul Unit al Marii Britanii. Și sunt femei care fac mult, deși la momentul acela poate părea puțin. Și aici mă gândesc la regina Elisabeta, care are dorința de a pune România pe harta turistică a Europei. Mă gândesc la regina Maria, care se implică în primul război mondial și este pe front. A fost pe front, nu? Uite că tot vorbim exact, ca soră medicală. Și să știți că spun asta tot timpul, atunci când vedem fotografiile alea cu regina înconjurată de bolnav, nu sunt pentru presă. Ea era de multe ori și câte 16 ori în spitalele de campanie, având o rezistență pe care mulți o invidiau și oferind tot ce putea celor care aveau nevoie, copiilor, eram totuși refugiați la ea și există foarte multe mărturii că regina Maria era în continuu în relație cu instituțiile statului și cerea ca din depozitele României să nu lipsească biscuiții și țigările. Poate ni se pare suspect de ce țigări, dar era singura alinare pe care putea să aducă de multe ori soldaților, care asta cereau, da? Să-și tragă sufletul când erau pe câmpul de luptă, atunci când fumau o țigară, iar biscuiții pentru copiii care o trăgeau de fuste de câte ori ieșeau în cale și tot timpul trebuia să le ofere ceva. Cine ar mai face asta în zilele noastre? Cine ar mai sta în funcția ei, da, ca regină, atâtea ore pe front, să stea acolo cot la cot și să îngrijească? Cred că ceea ce vedem astăzi ne arată că multă lume. Crezi? Da. Adică asta este sentimentul meu și da, poate n-ai un sânge albastru, deși m-am uitat, familia regală s-a implicat zilele astea în ceea ce se întâmplă în vecinătatea noastră și cred că lecțiile astea din trecut sunt prezente astăzi, iar solidaritatea pe care o vedem astăzi își are cumva nucleul și în trecut. Așa că sunt optimistă și sper cumva ca lucrurile să se termine mult mai repede, dar ceea ce am învățat în trecut să fie prezent și astăzi. Da, și să ne uităm la ele și să, bineînțeles, să ne luăm resursele de acolo și să nu mai repetăm aceleași greșeli. Ar fi ideal. Pe cine avem, draga mea, aici, în fotografii?
Elena Ghica. Elena Ghica, da, da. Cred că ați găsit niște fotografii pe care eu nu le-am mai văzut până acum, de-aia m-am uitat așa un pic surprinsă. Da, Elena Ghica este o altă persoană cu totul și cu totul importantă și Elena Ghica chiar are o poveste de viață care o duce în Rusia. Și este o femeie care ia o poziție în timpul războiului Crimeei, ceea ce o face să o pedepsească familia soțului, care era din Rusia, oferindu-i chiar niște lovituri de bici, ceea ce o face să spună, nu, asta e viața pe care eu o vreau, divorțează, se întoarce în Europa și începe să scrie, devine scriitoare și este iubită, este îndrăgostită de munte, așa că va ajunge să escaladeze cele mai importante vârfuri europene. Este un personaj care la fel ne lasă foarte multe în secolul XIX, pentru că începe să aibă niște scrieri despre drepturile femeii atunci când, repet, femeia în continuare era pe un loc secund și nu avea un cuvânt de spus, însă ea are curajul să vorbească asta și pentru că la rândul ei, mama ei face ceva similar la început de secolul XIX, când scrie o carte despre cum să-ți crești copiii, spre exemplu, și ce valori trebuie să transmiți copilului. E un manual modern de parenting, exact, ca să zic așa. Exact, da. Dar interesante fotografii, trebuie să mă întreb sursa. Că, da. Vreau să vorbim și despre Marta Bibescu, Marta pentru Bibescu, că și ea este o personalitate. Marta Bibescu este foarte apropiată de Regina Maria și dacă am vorbit de Regina Maria ca o prezență pe front, de data asta Marta Bibescu este implicată în spitalele de campanie din București și încearcă să rămână în București atunci când este ocupat Bucureștiul de trupele germane, tocmai pentru a fi aici un mesager. Ne uităm astăzi la toți trimișii de pe front și gândiți-vă că fac live-uri, trimit mesaje pe Instagram cu ceea ce se întâmplă la Kiev sau în alte orașe din Ucraina. E, în 1917-18 era mult mai greu. Sigur, trimiteai telegrame, dar nu era atât de ușor accesul la informație și aveai nevoie la fel de trimiși în zonele de război ca să știi ce se întâmplă acolo, da. Ce decizii iei într-un timp foarte rapid și atunci cam ăsta este rolul Martei Bibescu. Se spune că era una dintre cele mai deștepte femei ale Europei la momentul acela, o femeie care era primită la masa bărbaților și respectată de bărbații din funcții de conducere la momentul acela, o femeie decorată cu Legiunea de Onoare de către Franța și multe alte distincții europene, o femeie care vede cum locul ei de suflet, Palatul de la Mogoșoaia, pe care îl redă la viață și tot ceea ce vedem noi astăzi la Mogoșoaia, să știți că poartă semnătura moartei Bibescu, pentru că palatul acela ajunsese o ruină înainte să ajungă pe mâna ei. Deci nu vedem ceea ce vedea Brâncoveanu, ci vedem ceea ce vedea Marta Bibescu cu Regina Maria, spre exemplu. Vede cum este devastat de legionari palatul de la Mogoșoaia în anii 40 și la fel este nevoită să plece din țară, unde de altfel va muri, pentru că așa a fost cursul istoriei și, din păcate, știm cu toții ce s-a întâmplat după al doilea război mondial. Și nu numai o femeie inteligentă, ci și o femeie extrem de frumoasă. Era considerată a fi una dintre cele mai frumoase femei. Apropo de Marta Bibescu și pentru că am vorbit și de Regina Maria, să știți că sunt femei care au curajul să-și taie părul. Nu se întâmplă frecvent. Nu se făcea asta, pentru că feminitatea avea legătură cu lungimea părului, însă ele vin din nou cu același mesaj că nu, feminitatea nu stă în lungimea părului și stă cu totul și cu totul altceva, inclusiv în inteligență. Da, îndrăznețe și, bineînțeles, că îți dai seama că au șocat atunci în vremea respectivă. Da, exact. Dar dacă le mai vedem și în pantalon după ce Coco Chanel include pantalonul în garderoba noastră, atunci da, înțelegem ce multe transformări au făcut. Așa este. Să vorbim și despre cele care, iată, au multe, multe realizări în domeniul cultural, tot așa să dăm câteva exemple. Am putea să o amintim îmi vine acum în minte Harry Clea Darcle, o voce cu totul și cu totul deosebită, o tânără ce pleacă din Brăila, își face debutul în 1881 pe scena teatrului din Brăila, iar mai apoi drumul o duce către scenele importante ale Occidentului, acolo unde va interacționa cu compozitori renumiți, de care ne bucurăm și auzim până astăzi, cum ar fi Verdi sau Puccini, iar Giacomo Puccini va compune chiar opera Tosca pentru vocea Harry Clea Darcle. Întoarsă în țară, Harry Clea dar
Heracles se va implica chiar în fondarea Operei Naționale, care anul trecut a sărbătorit centenarul. Un alt nume la fel de important este Elvira Popescu, Elvira Popesco, pentru că își petrece mare parte din viață în Franța. Din nou, o tânără talentată, de mică, o tânără care ajunge din întâmplare în Paris. De fapt, ea era într-o călătorie de vacanță, iar acolo, pentru că una din artiste se îmbolnăvește și același rol i-a jucat la București, se spune, hai, nu vrei să joci tu peste câteva zile, că uite, nu mai avem actorul principal. Era vorba de piesa Verișoara din Varșovia. Ea spune, știi, eu nu vorbesc franceza fluent, și spune, nicio problemă, că până la urmă Verișoara din Varșovia, nici deci nu trebuie știe, să da. Vorbească fluent. Da. Și atunci ea va juca cu un puternic accent pe care și îl va păstra până la finalul vieții și este cumva marca ei înregistrată. Farmecul ei, da? Farmecul ei. Este o femeie superbă. Și este o femeie care la 99 de ani, atunci când a murit, era îmbrăcată, purta perle și avea o rochie de seară. Este o femeie care s-a învârtit în cercuri înalte. Jacques Chirac era un prieten apropiat, iar într-un top din 2008-2010 a fost declarată ca fiind cea mai iubită artistă din Franța, chiar înaintea Gretei Garbo. Deci a jucat cu Alain Delon și alte nume importante. Avem și un cinematograf care îi poartă numele. Da, la Institutul Francez, da, așa este. Deci este o personalitate importantă. Este prima, se spune că este prima femeie de afaceri în fustă. De fapt, să spunem, un businessman în fustă, așa era catalogată, pentru că ea va și conduce teatrul mic și teatrul Excelsior, pe care îl și fondează. Maria Tănase, bineînțeles. Maria Tănase. Labilă, nu? Exact. Vocea Mariei Tănase ne trezește emoție în continuare și astăzi. O fată ce se naște într-o mahala, tatăl ei era florar și era obișnuită de mică să fie rugată de părinți să cânte la petrecerile din mahala. Vocea ei va ajunge foarte repede să fie cunoscută. Este una dintre primele artiste din Europa de Est, chiar, care își va înregistra cântecele la casele de discuri din vestul Europei. Este cea care va juca pe scena Teatrului Cărăbușul lui Constantin Tănase, cea care are o relație cu Constantin Brâncuș, cea pe care Iorga o numea Pasărea Măiastră, și vocea inegalabilă a culturii române, este implicată în promovarea folclorului și culegerea de folclor în perioada interbelică, prezentă în delegațiile României la conferințe internaționale sau expoziții internaționale, și cea care, din păcate, moare la o vârstă destul de tânără în urma unei boli incurabile, lăsând așa un mare gol în viața culturală românească în perioada comunistă. Așa este. Trebuie să o amintim aici și pe Iulia Hașdeu, pentru că, iată, vorbim, nu, despre femei incredibile. Iulia Hașdeu este un geniu. Este copilul acela care se naște, cred că, odată la 100 de ani într-o lume, nu doar într-o țară. Este singurul copil al lui Bogdan Petriceicu Hașdeu și este cea care va prelua numele mamei, asta era așa o tradiție în perioada aia, și cea care la vârste fragede deja vorbea 3-4 limbi străine, la 3 ani, la 5 ani, dacă nu greșesc, are chiar primul volum de poezii publicat, la 11 ani este acceptată la liceu, iar la 14 ani pleacă deja la Paris, este una din primele românce ce este acceptată să studieze la Sorbona. Din păcate, clima pariziană nu-i priește și nici sediul în care stă, apartamentul în care stă, unde era foarte mult o umezeală, așa că se va îmbolnăvi de tuberculoză, este trimisă la Paris de tatăl ei, spunându-i că trebuie să-ți faci tu un nume. Aici ai fi fata mea. În timp ce la Paris Bogdan Petriceicu Hașdeu era nimeni și atunci asta cumva îi dă încredere și ea ajunge la Paris, din păcate moare la vârsta de 19 ani, însă continuă să-și lase cumva amprenta prin tot ceea ce Bogdan Petriceicu Hașdeu va face în amintirea și în memoria ei după
această moarte. Are și o cameră dedicată, nu? Ședințelor de spiritism, așa este. Să știți că spiritismul în secolul XIX era la modă. Da. Deci nu este ceva, nu trebuie să ne uităm ca doar că Bogdan Petricei cu HD-ul, nu știu, era nebun sau o luase pe alte căi. Nu, era ceva la modă, inclusiv regina Elisabeta face ședințe de spiritism după ce își pierde unicul copil. Același lucru se întâmplă și cu HD-ul, care va ridica un mausoleu, am putea să spunem, în amintirea Iuliei la Câmpina, inclusiv cavoul de la București este făcut păstrând aceeași simbolistică. Este o personalitate destul de prezentă în ultimii ani. Puteți să-i găsiți inclusiv o parte din lucrări republicate, la fel, în ultimii 10-15 ani. Să mai vorbim, mai dăm un exemplu așa și din categoria femeilor care au activat în domeniul tehnic. Uite, mă gândesc la Smaranda Brescu. Smaranda Brescu, la ea mă gândeam și eu când veneam spre voi, pentru că anul ăsta este anul Smarandei Brescu. Este o femeie care are curajul de a fi în aer. Este o femeie care se îndrăgostește de parașutism în momentul în care în vecinătatea satului ei aterizează forțat un avion. Este un copil de la țară, un copil cu, cred că este al 12-lea copil și mai are încă doi frați mai mici. Și vrea să ajungă în aviație. Va fi susținută de niște domni din familie, inclusiv un unchi care o trimite la școala de aviație, iar mai apoi ajunge să se specializeze în parașutism. Este cea care va deține recordul mondial de la cel mai înalt salt cu parașuta, un record stabilit la Sacramento în anii 30. Însă aici aș menționa un interviu pe care el va da și atunci când este întrebată ce simți și spune toate etapele, cum își împăturește parașuta, cum se urcă în avion, cum privește în gol, cum sare și încheie cu următorul citat, cât de frică este de eșec. Deci nu este frică de moarte, cât este frică de eșec. Da. Da, așa că de la ea ar trebui să învățăm această perfecțiune și dorința de a zbura cât mai sus. De restul femeilor remarcabile te vei ocupa tu la cursul pe care îl ții la Fundația Calea Victoriei. Pe ce dată începe cursul? Începem luni, pe 7 martie, un curs în două întâlniri, de la ora 19. Toate datele le veți găsi pe site-ul victoriei.ro. Este un curs în care am pus tot timpul foarte mult suflet și cred că vom pleca cu foarte multe exemple de bune practici. De fiecare dată pui suflet. Îți mulțumim tare mult, Anita, o bucurie să te revedem și te mai așteptăm cu drag aici, între prieteni. Întotdeauna cu drag revin.